Continuăm emisiunea Cocktail și vorbim despre săptămâna Teatrului Tânăr, mai puțin de 2 ore până la debut, cu un prim spectacol al Teatrului Notara, urmat de câteva piese ale absolvenților unei ATC. O ediție deja care spune multe asta, pentru că anul trecut acest festival a avut un mare succes. Oamenii sunt nerăbdători să afle dacă mai sunt bilete sau dacă nu mai sunt. Se încerce. Trebuie să încerce, mai ales că fiind orașul nu foarte mare, pot face un drum să vadă dacă sunt sau nu bilete. Aș vrea să vorbim și despre Casa Cea Nouă, asta pentru că în sfârșit consilierii județeni au crezut că e bine să avem sala teatrului așa cum trebuie să o avem, la Teatrul George Ciprian acasă, asta după an bun în care ne-am dus la Consiliul Județean. Ce se va întâmpla când vă mutați în Casa Nouă? Noi am putea și mâine să ne mutăm, dar este vorba de, cred că vă referiți la faptul când vom putea să avem exact, activități, pentru că așa, acolo. Da, cel mai sigur în ianuarie, după sărbători, pentru că mai sunt câțiva pași în care să ne punem la punct toată tehnica pe care o avem. Apropo, să știți că avem un teatru extraordinar de frumos. Putem să ne mândrim cu el. Avem un teatru european cu dotări tehnice foarte actuale. Teatru avea la acest capitol, să știți că avea oarecum o carență în tot ce însemna tehnica de teatru. În schimb, acum s-au achiziționat aparate. Multe aparate care să ajute. La sunet, da. O diferență majoră în ceea ce chiar era. Să știți că am pregătim o premieră pentru inaugurarea sălii. O premieră care să folosească tehnica teatrului. O premieră care se numește Visul unei nopți de iarnă, a lui Tudor Mușatescu. Da. Și cu o distribuție de excepție. Aș putea să vă spun doar câteva nume. Adrian Păduraru, Mircea Rusu. Și mă opresc. Ne vom mai vedea atunci aproape, da. Și ne veți spune mai multe. Sigur, va ieși o premieră. Un spectacol extraordinar de frumos, un spectacol sensibil, de suflet. Și îmi spuneați mai devreme că și locurile sunt mai puține, asta pentru că ați vrut să creșteți confortul celor care vin la teatru. Nu, e muțai că am vrut să, de confort. Practic, normele europene prevăd acest lucru și este foarte bine. Într-adevăr, se stătea cam incomod în acele scaune, nu era spațiu. Din 350 de locuri am rămas cu 260 sau 61 de locuri, dar dacă vin să cumpere 261 de locuri, noi primim, ne desfășurăm activitatea, pentru că, așa cum v-am spus, este foarte frumoasă această sală. De-abia așteptăm să vedem cum e acolo. Sigur, aștept pe toți să vină să vadă sala. Vor veni cu siguranță. Și dacă, bineînțeles, să vadă și spectacolele. Păi, pentru asta vom veni, sigur. Aș vrea să vorbim puțin și despre public. Dacă avem Săptămâna Teatrului Tânăr, teatru în care actorii sunt tineri, cei care joacă, aș vrea să știu, vorbeam în pauză, despre cum vin tinerii la teatru. Dacă publicul este format mai mult din tineri la piesele de teatru sau dacă vin mai mulți pe invitație sau cei mai în vârstă. Cum se împarte publicul acum? În toată țara, nu vorbesc doar despre Buzău. Cu siguranță, publicul tânăr este în creștere. Adică, cum vă spuneam și în pauză, în spectacolele în care joc, la final, la aplauze, există momentul în care se aprinde lumina în sală, eu încep să-i număr. Și îmi dau seama că sunt din ce în ce mai mulți. Este îmbucurător. Nu înseamnă că oamenii de vârstă sunt mai puțini. Nu înseamnă că m-ar interesa lucrul ăsta. Înseamnă că și tinerii au început să aibă nevoie. Dar faptul că descoperim această necesitate umană, subliniez necesitate, de a asista nu neapărat la un act artistic, ci la un act adevărat lângă un alt om adevărat lângă noi, privind niște oameni adevărați, da? Nu, adevărat în sensul de organici. Organic, da, renunțând la tot felul de gadgeturi și alte lucruri, pentru că nu mai avem nevoie. Am citit de curând
un articol excepțional în care spunea că cel mai vechi și cel mai deștept sistem surround a fost inventat acum foarte mult timp, se numește teatru. Da, și așa că tinerii ușor ușor încep să își dea seama, să își dea seama că au nevoie. Eu o numesc o nevoie, nu înainte de toate. Bineînțeles, este o bucurie, este o plăcere, este nu, un mod de relaxare. Dreptate. Cred că oricine a fost măcar o dată în viață la o piesă de teatru și le-a schimbat. Adică e chiar o necesitate, cum ai spus. Și pentru cei care încă n-au fost sau n-au mai fost de mult, invitația este pentru aceste zile. Ana, și îmi spuneai că în București e, acolo e nebunie, teatrele sunt toate pline, sunt iar pline teatrele, biletele da. Se vând cu mult timp în urmă. Da, este adevărat și asta mă bucură. Mă bucur și pentru faptul că la spectacolele mele vin mulți oameni da. Și e clar că, exact cum spunea și Vlad, tinerii și nu numai tinerii, cu toții suntem într-o stare în care avem nevoie să ne apropiem unii de alții, să comunicăm suflet cu suflet, să ne deschidem și este atât de frumos când vezi cum ies oameni de la teatru și vorbesc, ai văzut chestia aia, ai văzut cum simțea nu știu cine, cum. Adică se întâmplă lucruri cu oamenii, lucruri reale. E, asta e direcția, pe aici să o luăm. Aș vrea în câteva cuvinte să invitați pe cei care ne privesc, să invitați pe buzoieni la Săptămâna Teatrului Tânăr. Cu tot dragul îi invităm, că nu au absolut nimic de pierdut. Sigur vor avea de câștigat. Da, cu siguranță. Nu, eu îmi fac ca anul trecut și îmi pun pielea la bătaie. Îmi asum eu toate greșelile, dacă vor fi. Și Nu există greșeli într-un mediu. Da, nu, dar românul de obicei este frică, dacă mă duc și nu e bine. E, de data asta va avea în cine să lovească, promit că după îmi voi oferi numărul de telefon și mă pot suna pe mine să... Nu, glumesc. E foarte bine să vină pentru că vor vedea lucruri foarte frumoase cu oameni. Eu pot să vă spun ce vine de la București în momentul ăsta și sunt oameni cu care vorbesc de 4-5 ori pe zi, cu nevoi tehnice și cu tot felul de alte lucruri, pentru că își doresc foarte mult să fie bine. Deci de acolo vin niște oameni foarte pregătiți să dea ceva bun din ei. Eu nu trebuie să le spun nimic, eu sunt convinsă că dacă oamenii află de acest eveniment, vor veni. Nu trebuie să-i convingem. Sunt sigură că vor veni. Au nevoie de asta. Au nevoie și eu sunt sigură că sala va fi plină la fiecare piesă. Înțeleg că planurile sunt mari pentru edițiile următoare. Ați vrea să faceți un festival internațional. Da, la o primă discuție, așa a fost, facem, vedem cum merge, ne facem imagine, vedem dacă oamenii au nevoie de așa ceva, pentru că noi am vorbit tot timpul aici de tineri, dar uităm că indiferent ce vârstă avem, sufletul rămâne tânăr. Deci tineri vorbim de la cei mici până... Sunt la 70-80 de ani, pentru că v-am zis, tânărul întotdeauna, sufletul rămâne tânăr și nu ai cum să nu vii și să consumi acea energie dată de tinerii și în general de actorii, pentru că ei emană energie și unii emană, ceilalți o primesc. Și trebuie să fie acel schimb de energie, dar de aceea vorbeam că nu au nimic de pierdut, pentru că acele energii sunt energii pozitive. Și vor pleca mult mai relaxați, cu altă încărcătură față de starea cu care au venit. Iartă-mă că te-am întrerupt, și noi avem nevoie de public, pentru că schimbul e așa. Noi dăm, ei primesc și apoi simți cum vin valuri. Și atunci tu ești și mai bine. Se întâmplă transferul ăsta și când ei ne trimit nouă. Deci avem nevoie de acest transfer. Nu e doar așa o poezie. Chiar așa se întâmplă. Și când publicul e deschis și cald, se întâmplă lucruri fabuloase și pe scenă. Pentru că și noi avem nevoie de energia lor. Deci veniți la teatru. Cât e de greu pentru un absolvent de UNEATC să facă ceea ce iubește, să facă ceea ce își dorește în România? Noi suntem printre norocoși, nu ne da, putem plânge. Da, suntem printre oamenii foarte norocoși. N-aș putea să spun că este simplu. Este...
Mie îmi place să le spun studenților mei în felul următor. Și sper că ăsta este un lucru care nu descurajează. În momentul în care termin facultatea asta, ai o misiune. Dacă vreți, eu pot să o explic și financiar. Adică ai fost la buget, statul a investit în tine niște bani, scopul tău este să oferi poporului care a investit în tine un produs înapoi. Clar, asta nu cred că ține neapărat de deci, voința. Deci sunt foarte mulți oameni care au ajuns de la jucat în parc să ajungă în teatru. Nu știu, într-adevăr, mecanismul este unul care te macină. Dacă te lași măcinat, sunt foarte mulți buni care s-au pierdut pe drum. Este adevărat, pentru că nu au avut unde să se ascundă, unde să stea la căldură, unde să le fie bine. Sunt foarte mulți buni care nu cunosc calea spre a ajunge. Exact. Adică n-au uneltele necesare pentru a da din coate, pentru a se... Habar n-am, nu știu. Dar cred că ține și de... Cred că cel mai mult, și e păcat că e așa, ține de norocul fiecăruia. Cu siguranță. Eu îl numesc praf de stele, pentru că sună mai artistic. Și eu cred că am fost printre oamenii, și Vlad, cred la fel, că noi suntem printre oamenii care au acest praf de stele, pentru că nouă, indiferent cât de greu, ni s-au legat lucruri. Sunt foarte mulți oameni talentați pe care eu îi cunosc și din generația mea și din alte generații care nu fac lucruri. Deși sunt talentați, deși au toate datele să facă asta. Nu li se leagă, nu știu, habar n-am. S-o dăm pe destin? Habar n-am. Sistemul oricum e făcut. Păi despre sistem vreau să vorbim, că mulți dintre actorii extrem de talentați ajung să joace în diverse clipuri publicitare pentru a face rost de un ban. Da, corect. Sau diverse colaborări care nu neapărat le onorează. Este adevărat, da. Interioară. De aici este un sistem întreg care așa funcționează. Ar trebui luat de la mama lui și schimbat. Aia e, nu știu. Oricum, trebuie în Buzău să ne considerăm norocoși pentru că avem astfel de evenimente. Vă mulțumim mult pentru tot sufletul pe care l-a spus în organizare și pentru că nu veți părăsi, mai ales că tu, Vlad, am înțeles că ești buzoian, da. Așa că și din acest din punct de vedere te implici. Din rădăcini sunt buzoian. Da, da. A fost o mare plăcere să mă pot întoarce acasă. Să fac astfel de lucruri. Și cu siguranță oamenii care v-au urmărit în această seară au acolo un loc rezervat. Sper să mai fie bilete. În această seară, la ora 19, deschiderea săptămânii Teatrului Tânăr. Vă mulțumim că ne faceți viața mai frumoasă și succes mulțumim. În continuare. Mulțumim. Mulțumim și noi pentru că ne sprijiniți. În general, toți din media au fost foarte aproape de teatru și au sprijinit orice activitate a teatrului. Asta pentru că se întâmplă lucruri frumoase fără niciun alt fel de interes. Vreți, așa cum vorbeam mai devreme, să dăruiți și să primiți înapoi aceeași iubire pe care o puneți în scenă. Păi da, și voi ați creat mediu pentru ca noi să putem să venim aici și să vorbim despre asta. S-au întâmplat foarte multe lucruri frumoase la Buzău, să știi că ce spunea Gina și nu am fost la televizor, într-adevăr, eu am fost unul dintre copiii crescuți în teatru, la propriu. Adică am dormit multe prânzuri în teatru. A fost o perioadă în care Naum, Dumnezeu să-l ierte, marele profesor Cătălin Naum, a venit și a stat un an de zile cu noi la Buzău și noi eram unii de clasa 11 care ne deam capul de pere să facem teatru. Pe lângă faptul că mergeam la liceu, era excepțional, deja făceam un liceu cu profil, dar puteam să repetăm acolo. Și, bineînțeles, să repetați fantastic. Sub îndrumare profesionistă, da, și cu ce profesori. Da, da, da. Au avut mare, mare șansă și au mai fost câțiva copii și mai sunt câțiva copii foarte buni care au avut această șansă de a lucra în Teatrul George Ciprian sub îndrumarea unui regizor foarte bun. Și iată un produs aici de față este Vlad. Pentru că oarecum a fost mi-aduc aportul de la asupra da, organismului, cred că da. Care l-a creat. Păi da. Atunci când dai, primești. Așa noi am dat, am primit pe Vlad. Sunteți de-abia la început, drumul e lung și e tare frumos. Adică așteptăm să vă vedem în fiecare an, în edițiile următoare. Nu fac probleme. Eu am o vorbă. Au fost perioade în care actorii nu erau îngropați în cimitir. Acum ne văităm. E bine. De-abia aștept să vă văd, de-abia aștept să vă aud cântând duminică seară. Succes și vă mai așteptăm cu mare drag. Mulțumim. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit în această seară. Urmează colegul meu Aura Ștereacă și Impact în Campus TV. La revedere!